Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Primarul Iașului, Mihai Chirica, alături de membrii filialei județene a Partidului Social Democrat, PSD Iași, au fost prezenți la sediul biroului electoral județean, acolo unde și-au depus lista de candidatură pentru alegerile parlamentare din luna decembrie. Sentință uluitoare pentru unul dintre cei mai violenți interlopi din România. Aproape 32 de ani de pușcărie, atât a primit unul dintre locotenenții cordunenilor. Bărbatul în vârstă de 41 de ani este Costel Jugravu, poreclit Maimuța și considerat unul dintre cei mai periculoși oameni din Iași. Acesta a fost cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, trafic de droguri, dar și viol. 10 de angajați ai Poștei Române din Iași au intrat în grevă generală din cauza eșecului negocierilor cu conducerea centrală a companiei. Aceștia cereau mărirea salariilor cu 200 de lei, precum și alte drepturi salariale. Elevii din învățământul primar și preșcolarii vor intra mâine, după terminarea cursurilor, în vacanță, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Aceștia se vor întoarce la școală pe 7 noiembrie. Românii vor trece în data de 30 octombrie la ora de iarnă, ora 4 devenind ora 3, iar CFR Călători anunță că trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. Toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 4 vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători. Autoritățile belgiene au ajuns la un compromis pe tema acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada, acord cunoscut sub numele de CETA, a informat postul belgian public RTBF citat de EFA. Acordul intra-belgian va fi trimis ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru a fi validat. Președintele Klaus Iohannis a anunțat în urmă cu o săptămână la Bruxelles că România a ajuns la o înțelegere rezonabilă cu Canada privind eliminarea totală a vizelor de la 1 decembrie 2017, astfel că țara noastră nu mai are obiecții față de acordul economic UE-Canada. Un nou cutremur s-a produs astăzi în Italia, acesta a avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost în localitatea Macerata, deja afectată de seismele de aseară. Reamintim că centrul Italiei a fost zguduit aseară de 3 cutremure cu magnitudini de 5,4, 5,9 și 4,6 grade pe scara Richter, însoțite de peste 300 de replici mai mici de 3 grade. Simona Halep a pierdut al doilea meci în grupa roșie în fața Dominicăi Țibulcova și a fost eliminată de la turneul campioanelor. Simona a pierdut orice șansă de a se mai califica în semifinale. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.